Bun găsit, prieteni, la De ce se întâmplă? Sunt Dan Cioguiu. Astăzi o nouă emisiune electorală. De această dată în studio sunt reprezentanții Forumului Democrat al Germanilor din România. Să începem prezentările cu doamna Nicoleta Hedea. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Și domnul preot Johannes Klein, bine ați venit în emisiune! Bine v-am găsit! Sau să vă zic herzlich willkommen, e mai bine, nu? Ca să, da. fim în ton, nu? Sigur că da! Așa, ambii candidați la Consiliul Local, domnul Johannes Klein, candidat din partea Forumului și la Consiliul Județean, de precizat, m-a rugat dânsul să precizez acest lucru. Sunteți o prezență discretă și civilizată în campania electorală, așa cum este, a fost și este și etnia germană, și ați păstrat această linie și în mesajele trimise către alegători, o linie civilizată, fără atacuri, fără revendicări, știu eu, fără alte lucruri. Este un lucru asumat sau aveți un consilier de campanie foarte bun? Cine vrea nu. Să răspundă? Eu, dacă pot să spun eu, nu. Vine din atmosfera acestei comunități, din educația acestei și din specificul etniei germane. Așa e. Chiar nu este nimic impus. Te simți bine automat în mijlocul lor. Dacă pot să completez și eu un pic... Eu am venit din Sibiu în urmă cu vreo 25 de ani. Am copilărit la Sibiu, am mers acolo la școală la Sibiu, am studiat acolo. Bine, după aceea am studiat și în Germania, în Elveția și chiar și la Ierusalim. Dar am venit de 25 de ani aici, aproape jumătate din viața mea am petrec la Făgăraș, deci pot să zic și că sunt făgărășan. Dar niciodată nu mi-a părut rău că am venit aici, chiar din Sibiu. M-a întrebat lumea acum de la Sibiu, de ce n-ai fost acolo. Eu am simțit aici un fel de, o căldură a oamenilor care m-a impresionat foarte mult de la bun început. Și probabil că telespectatorii care mă cunosc de la diferite activități, poate și de la slujbe ecumenice, știu că este foarte important pentru noi ca să fim împreună și cu comunitatea. Absolut. Pentru că la începutul anilor 90 au plecat mulți dintre Saș și a fost foarte dureros pentru noi. Așa. Dar am găsit aici oameni cu care putem să lucrăm împreună, să ne desfășurăm viața cum considerăm noi că e bine pentru noi și pentru ceilalți, și de aceea am și ieșit din comunitatea noastră strânsă. Eu am întâlnit chiar și la Sibiu vechi făgărășeni care mi-au spus: da, cum e la biserica dumneavoastră? Noi o știm de când eram mici, era închisă, nu puteai să intri în curte. Da. Nu, din contră, eu cred că de an bun, biserica aceasta s-a deschis. Au ajutat și concertele care s-au ținut în interiorul exact, bisericii, lucru care nu se întâmplă la ortodoxe. Avem concerte, avem alte activități, avem chiar activitățile și în comunitățile celelalte, la Seliștat sau la Bărcut, dar totuși, deci, ce să zic, nu că am vrut neapărat să fim și cu celelalte etnii, mai ales acum cu românii, dar și cu maghiarii și cu romii. Da. Nu numai că am vrut acest lucru, a fost esențial pentru noi. Noi nu putem trăi fără ceilalți. Așa e. Și de aceea ne implică. Așa este, și ați anticipat cumva întrebarea mea legat de faptul că, mă rog, până pun întrebarea, și eu personal crescut în Ardeal, am resimțit ca o tragedie ceea ce s-a întâmplat după 1990. Oameni care s-au întors după gulagul sovietic, s-au întors aici și n-au mai găsit nimic și au rămas totuși în continuare. Ei după 90 n-au putut nimeni să mă rețină, pentru că aveau o patrie de rezervă, cum s-ar putea spune. Singurul reproș care s-a făcut am văzut pe Facebook este: domnule, Forumul de Democrat al Germanilor de România, dar jumătate și mai bine sunt români.
Eu cred că nu neapărat românii care sunt aici au avut un strămoș german. Poate nici nu e vorba de aceasta. Cumva ați punctat acest lucru. Nici nu mai sunteți foarte mulți. Poate nu sunt nici germani care sunt dornici să se implice în Consiliul Local. De ce v-ați deschis către români? Și aici o întrebare conexă pentru doamna Hedea. Ce v-a făcut să aderați la Forumul Românilor? Româncă jet-be-jet sau aveți ceva? Nu. Nu, deci, iată, începe cu dumneavoastră. Da, este o... Știți cum... Am crescut în Bistrița, născută în Făgăraș, am crescut la Bistrița, într-un cartier de Saș. Așa de bine m-am integrat și familia mea, pentru că eu eram copil și clar că m-am adaptat acolo, încât familia s-a simțit atât de bine, încât nu exista altă opțiune decât a te simți bine și a merge mai departe cu acești oameni, atunci, pe vremea aceea, foarte mulți oameni de la care am învățat, care m-au marcat, practic, mi-au marcat viața, am întrerupt, pentru că am venit în Făgăraș, am continuat școala în Făgăraș, unde m-am născut și unde, pe urmă, am rămas, că așa e soarta... de multe ori e mult mai vicleană decât orice voință. Am rămas, m-am căsătorit aici și am continuat viața în mediul românesc. Da. Soțul român, copiii la școala română, eu am uitat să spun că am făcut școala germană în Bistrița. Așa, o vecină cu care bunica mea era prietenă foarte bună, efectiv a intervenit pe lângă biserica evanghelică din Bistrița să fiu primită la școala germană, pentru că atunci era o problemă. Uh-huh. Fiind foarte mulți etnici germani, românii nu prea aveam locuri acolo. Și așa am făcut școala. Ei, vreau să vă spun... 32 de ani, eu nu am mai avut legătură cu comunitatea germană. Pentru că au venit la mine familia, copiii, munca și la un moment de răscruce din viața mea, limba germană, faptul că am cunoscut limba germană, a fost cea care m-a salvat. Pentru că au avut nevoie de cineva care cunoaște limba germană. Da, poate nimic la nu pensie, e întâmplător în viața nimic, asta. Nimic. Eu pot să o confirm. Da. Așa, sunt dovada vie că nimic nu e întâmplător. Domnule Klein, de ce v-ați dus și spre români? Și ce ați căutat între acei români care au venit spre dumneavoastră? Ce-i caracterizează, ce-i recomandă pe ei ca să fie în rândul dumneavoastră Forumul Democrat al Germanilor? În primul rând, ar trebui să ne aranjăm și noi cu viața. Ce să zic, nouă ne place să vorbim limba germană și în continuare, dar și prin limba aceasta noi avem parte de o anumită cultură destul de performantă pe plan mondial. Dar degeaba vorbim numai limba germană, ne izolăm, da. Și deci a fost nevoie să ne deschidem, mai ales că în vecinii noștri, la vecinii noștri există niște competențe pe care noi nu le mai avem. Competențe poate profesionale, poate sufletești. La doamna Hedea avem niște competențe sufletești extraordinare. La alții avem competențe profesionale de care avem nevoie. Dar doamna este o competență sufletească extraordinară și de aceea m-am decis să venim împreună aici, pentru că ea face lucruri pe care foarte puțin, nu zic nimeni, dar foarte puțin în Făgăraș sunt dispuși să le facă. Da. Despre ce este vorba? Noi avem în două cartiere din Făgăraș, avem o bombă. O bombă socială care poate la orice moment poate exploda dacă nu se face ceva. Da, da.
Și acum pot să spun un exemplu. Vă rog. În timpul pandemiei am fost și eu foarte, nu surprins, dar nici dezamăgit. Am fost, nici nu găsesc cuvinte. Am dat de o situație acolo în combinat de... N-am înțeles-o prima dată. Era vorba că este nevoie să se aducă niște cartofi. Și m-am gândit și am fost și întrebat de către presa locală cum de vreți să aduceți în țara cartofului cartofi. Dar cartoful creștea la 4 lei și chiar mai bine în timpul pandemiei. Și acolo în combinat erau mulți oameni care n-au primit cum primeau toți ceilalți 75% din salariul ca să stea acasă, ci ei n-au primit nimica. N-au putut să se ducă să lucreze ca zilier și în niciun caz acum spunem lucrurilor pe față, n-au putut să câștige nici la negru. Da. Deci erau pur și simplu pierduți acești oameni și de aceea atunci ne-am angajat să aducem un camion de cartofi, unul de morcov, altul cu... În presa a apărut după ce l-ați adus, așa. Deci n-ați avut niciun interes să vă faceți publicitate, s-a aflat după aceea, după știre, că au fost aduși cartofii și urmau să fie... Niște zahăr, niște făină, dar acolo, în timpul în care... era această bombă socială care, ce să zic, am încercat să facem ceva să se amelorieze un pic. Doamna de Hedea, aici am vrut să ajung, doamna Hedea lucrează acolo de mult timp cu o asociație ameliorând acest lucru, dar din temelii. Și eu aș ruga acum să vorbească despre experiența ei, pentru că e clar, nu fiecare poate să lucreze acolo. Așa este, dar cineva trebuie să se ocupe ca să nu explodeze și mai mult. Așa e, să compenseze lipsa de acțiune sau acțiunea insuficientă a autorităților. O scurtă introducere, Forumul Democrat al Germaniei din România s-a implicat discret, punctual, dar pe întreaga perioadă acestui mandat, deci nu are niciun fel de legătură cu mandatul consilierilor în Consiliul Local de acțiuni de acestea umanitare, sociale, și aici vă dau cuvântul, încercați să acoperiți cât mai multe în timpul pe care îl avem, pentru că merită să fie știut, dacă nu s-a știut până această dată. Da. Eu am mai încercat, așa firav, pe Facebook, am făcut chiar o pagină de Facebook, dar vreau să spun că nu a fost prea bine privită, ținând cont că există o idee preconcepută, că acei oameni nu merită. Da. Deci cu asta trebuie să fiecare să se pună un piculeț în dialog cu el însăși și să se scuture de acele prejudecăți și să privească lucrurile și să nu puțin la altfel. Grămadă, da. Pentru că nu știm și poate sunt periculoase, așa e. Probabil norocul a făcut ca noi să fim pe partea bună a societății și ei să fie pe acea pantă care i-a dus la fapte asociale, da, la lucruri urâte și care nu le contest că există, că le văd, le știu, intervin așa cum pot, mai ales pentru mediere cu autoritățile, da, pentru ei. Deci, ca să încep cu începutul, totul a venit tot la propunerea domnului părinte, care avea solicitarea unui traducător pentru misionarii nemți, familia Reinhardt, care vroia să facă ceva bun în colonie, vroia să facă un bine. Adică, așa, încă nu-și dădeau seama în momentul acela ce așteaptă și ce teren de lucru vor găsi aici. Eu când am auzit că este vorba despre acțiuni sociale, clar am zis, ce să mai căutăm, eu mă ofer. Am timp, am experiență în munca cu omul, am lucrat în UFLUC ca și calculatoare de salarii, vă dați seama, fiecare om cu problemele lui trecea pe la noi.
Și aveam și disponibilitatea de a face ceva bine, de a ajuta. Astea au fost cele trei criterii care pe mine m-au determinat să intru și să ajut acești oameni. Ei, ce să vă spun? Acest ajutor care consta inițial în a traduce m-a implicat. Nu s-a putut să rămân doar ca simplu traducător, mai ales că a fost nevoie de toate cunoștințele mele, de toată experiența mea, chiar și în munca de traducător, pentru că a trebuit să intervin peste tot ca să realizăm ceva acolo. Am să vă stresez, dar să trecem la acțiunile concrete, ca să le aflu. Deci, lumea. Din 2017 a început totul. În 2017, de asta am venit cu datele concrete pe care mi le-am extras din documentele noastre, În mai 2017 a fost, de fapt, începutul, unde l-am invitat și pe domnul Sucaciu, și care a răspuns imediat acestei chemări, a venit cu soția să inaugurăm o sală în fostul șantier 504. Acea clădire am primit-o să o folosim, dar pentru asta a trebuit multe lucruri reparate, făcute, schimbate acolo și ne-am axat asupra copiilor. Acolo s-a făcut o grădiniță și la inaugurarea primei săi de grădiniță a luat parte și domnul primar. Vreau să vă spun că a fost impresionat, a fost puțin, și-a cerut scuze că nu a știut, deși era proaspăt ales, nu știa ce se întâmplă, ce este acolo și ce nevoie este de oameni, cum sunt acești misionari, care vin cu această ofertă de a ajuta. Și de atunci, acolo este foc continuu. Pe primul loc sunt copiii, bineînțeles, prin locuri de joacă, jocuri care le stimulează inteligența. Vreau să vă spun că sunt exact ca toți ceilalți copii și acești copii. Faptul că ei provin din niște familii unde sunt probleme mari. Nu este vina lor. Nu este vina lor și lucrul ăsta trebuie să-l avem în față și nu acea familie care este cum este. Și pentru ei ne străduim și pentru ei facem tot ce facem. Colateral, sigur că acționăm și asupra familiei. Mamele să fie educate, mamele să înțeleagă că trebuie să-și iubească copiii, că trebuie să se ocupe de ei, că să le ofere spațiul mic pe care îl dețin și un colțișor unde să-și ducă acele jucării și tot ce primesc. Asta face parte din, zic eu, efectul secundar pe care îl așteptăm de la acțiunile noastre asupra copiilor. Pe urmă, copiii de școală cu care constatăm că în clasa 1, în clasa 2, în clasa 3, a 4, termină clasa 9 și nu știu să scrie și să citească, este dureros. Deci eu, prin această emisiune și prin faptul că aduc aceste date, fac și un apel la cei care au disponibilitatea să vină să sprijine, să se implice în așa ceva. Pentru că poate fi extraordinar de mulțumitor să știi că ai făcut și ceva. Nu ai vorbit doar despre un bine, ci l-ai făcut. Da. Este un lucru pe care eu îl doresc din partea făgărășenilor, din partea categoriei mele de vârstă, care ar trebui să aibă această, sau cei care au timp, cei care vor, pot să vină că e nevoie de ei. V-am spus că e păcat că ne apropiem de finalul. Da, e păcat va trebui că să enumerați toate acele. Dar rămâne pe altă dată. Oricum în presă a scris, v-ați făcut cunoscut aceste activități și sunt convins că ele vor continua. Ați fost Forumul Germanilor dintotdeauna, de la început, din 2016, susținătura primarului exercițiu, în două cuvinte, de ce anume?
Noi, și sunteți în continuare. Da, da, da. Eu cred că este pe bază de reciprocitate. Este o colaborare serioasă. Deci, cum zice Sasul, un om, un cuvânt. Un om, un singur cuvânt ar însemna. Deci nu trebuie să faci cuvinte multe, să vorbești mult, zici ceva, te-ai înțeles și pe drumul acesta mergi mai departe. Și asta este cu toți cei, asta este condiția cu toți cei cu care colaborăm și găsim chiar în rândul românilor destui oameni care sunt de acest, au acest caracter, un om, un cuvânt sau ein Mann, ein Wort, și cu ei, ei lucrăm mai departe. Și asta s-a văzut și în ultimii 4 ani, deci n-am vorbit mult, s-a făcut ceva la Făgăraș, domnul primar, bine, în prim plan, noi am încercat să consiliem, să aducem aportul prin relațiile noastre cu Germania, ca să zicem un exemplu, unul dintre autobuzele orașului Făgăraș este, a fost mijlocit prin formul germană. Și cred că și legătura cu clădirea care aparține Bisericii Luterane legat de grădinița care de pe Tudor Vadimnescu, tot cu dumneavoastră a fost făcut sau nu? Legătura? Sau nu cu dumneavoastră? Legătura grădiniță, dar asta de an mulți. De an mulți. Da. Tudor Vadimnescu. Iată. Sigur că da. Ne apropiem, chiar suntem la final. 2 cuvinte de încheiere pentru cei care vor merge la vot pe 27 septembrie. Indiferent ce au ei în cap, un mesaj de la dumneavoastră. Deci eu îi sfătuiesc să procede, să se gândească bine. Au avut și ieri ocazia să-i vadă pe toți candidații la Casa de Cultură și să-l aleagă pe cel care corespunde dorințelor lor. Nimic mai mult. Adică este, domnul părinte totdeauna la alegeri ne spune același lucru, alegeți pe cine credeți, oricum fiecare intră singur în cabina de vot. Așa e. Dar să gândească bine și să dea, efectiv să se gândească bine și să-l aleagă pe cel potrivit. Domnul părinte va spune votați FDGR și la local și la Consiliul Județean ca să avem un reprezentant și acolo, în persoana dumneavoastră. Da, eu cred că este foarte important să avem și un reprezentant în Consiliul Județean ca să fie Făgărașul reprezentat cu încă unul, sperăm să fie mai mulți făgărășeni acolo, dar forumul are foarte bune șanse, având în vedere că pe locul 2 este reprezentantul forumului. Este pe locul 2 al forumului, pe plan județean, este reprezentantul din Făgăraș. Dacă doriți oameni serioși care își fac treaba în prim plan, dar mai ales în al doilea plan, atunci votați forumul. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune, vă urez succes în alegeri sau, ca să păstrăm și introducerea, alăzgute. Alăzgute. Danke. Aceasta a fost emisiunea noastră, sunt Dan Ciocăiu, la bună vedere.